Domnul rector este în imposibilitatea de a participa astăzi alături de noi. Astfel îmi revine misiunea de a transmite salutul domniei sale. Încă de anul trecut, universitatea noastră a îmbrățișat proiectul Comisiei Europene de a sărbători diversitatea în luna mai. Ajunsă la a doua ediție, Săptămâna Diversității la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași își propune să aducă în atenția comunității academice ieșene subiecte încă tabu în societatea românească, precum discriminarea, monotonia în sistemul de educație românesc, dar și teme precum gândirea riscantă, curajul de a găsi soluții creative în situații de criză și ce mai înseamnă masculinitatea și feminitatea în lumea contemporană. Pe parcursul acestei săptămâni avem ocazia de a împărtăși opinii cu reputați psihologi, psihiatri, chirurgi, istorici, avocați și oameni de cultură. Deschidem astăzi seria manifestărilor reunite sub titlul Săptămâna Diversității la UMF Iași, cu un dialog între domnul dr. Gabriel Diaconu și domnul dr. Richard Constantinescu pe tema Gândirea riscantă și riscurile gândirii. Îl rog pe colegul meu, domnul dr. Richard Constantinescu, să prezinte invitatul. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această introducere cuprinzătoare a ceea ce înseamnă Săptămâna Diversității în al doilea an când organizăm la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași această săptămână cu provocări, gândire diversă, gândire riscantă, după cum se cheamă și această întâlnire. Suntem într-un fel singura universitate de medicină care continuă șirul manifestărilor despre gândirea riscantă și diversitate. O să urmăriți în cursul zilelor următoare tot felul de dezbateri, lansări de carte, cum a spus și doamna prorector. Astăzi este un dialog foarte interesant și spun interesant nu în ideea că așa dă bine într-un live, ci pentru că foarte multe persoane cu care am vorbit și fizic, dar cei care și mulți mi-au scris online, abia l-așteaptă pe acest tip interesant, cum Gabriel Diaconu, dăm voie să spun, mi-au scris multe și studente și rezidente care te urmăresc și foarte mulți intelectuali din ea și te-au văzut la televiziune, mulți din zona medicală te citesc în Viața Medicală și vă recomand să intrați pe site-ul Vieții Medicale și veți vedea la în rubrica de opinii sau editoriale, textele, sutele de texte ale lui Gabriel Diaconu. De altfel, Viața Medicală este și partener media al acestei săptămâni a diversității. Gabriel Diaconu este prezent în spațiul social media, la televiziune, dar e important și, cel puțin din perspectiva mea, cred că este vocea cea mai relevantă din psihiatria românească, un om care și-a asumat un discurs public, chiar dacă undeva a mai fost faultat de colegii care sunt pe silent, cum n-ar trebui în aceste vremuri, când și pandemia, și războiul, și în general viața noastră ne-a traumatizat, cel puțin în ultimii ani, destul, ar fi necesar ca și psihologii și psihiatri să aibă o voce și să ajute cumva la restaurarea, la defragmentarea minții noastre copleșite de atâtea evenimente. E director medical la MindCare, e specialist în suicidologie, în psihotraumatologie, lucruri foarte importante. Recentele evenimente legate de sinuciderea unor doamne cu copii sau alte evenimente legate de trauma prin care au trecut oamenii cu COVID, de războiul din Ucraina, așa cum am spus, a prezentat interes tot ce a scris Gabriel Diaconu. Sunt bucuros și încântat să
purtăm acest dialog. Gabriel, mă bucur să fii împreună cu noi. Salut și de ce crezi că e bine să gândim într-o vreme când toți spun că nu prea gândesc românii, unii că gândesc prea mult? Tu știi, cele mai simple discuții pe care le poate avea un psihiatru sunt îndeoseb cu oameni a căror patologie este evidentă. Zile trecute chiar mă plângeam unei paciente absolut firesc, normale, sănătoase, care venise să își confirme că e sănătoasă mental, că îmi dă o sarcină îngrozitoare pe mâini, pentru că, în mod evident, suntem instruiți medicali să detectăm aberația anormală, deviația de la firesc și mult mai puțin suntem educați sau formați inclusiv intelectual să validăm calea cea dreaptă, care va să zică atunci când vine vorba de o construcție a normalității sau a moralității sau a firescului sau a ordinarului inclusiv, deodată ne trezim că suntem stângaci și nu avem repere, nu avem busolă, nu avem compas. Avem în schimb câteva lucruri, toate sunt artefactuale, pe care oricine își va pune întrebarea asta, deodată o să le descopere că vin absolut irezistibil în prim plan al conștiinței. Spre exemplu, calea părinților. Calea părinților, noi o luăm de-a gata ca fiind dreaptă. Dacă mama mea a făcut așa, dacă tatăl meu a făcut așa, de bună seamă că oamenii știau ce fac. De unde știau ce fac? Pentru că erau părinți. Asta e un reflex pe care îl avem. Sau calea străbunilor, da? Tradiționalismul. La noi, în sat, neam de neamul nostru, a mâncat cu lingura ciorba și cu furculița psaroma. Drept urmare, este bine să mănânci așa. Nu contestăm chestiunea asta, pentru că ne spunem că e un mod de a face lucrurile care a fost șlefuit și rafinat cumva și exercitat de-a lungul evurilor din generație în generație, care va să zică acest aspect, dacă vrei, patina temporală a lucrurilor, capătă o aură a normalității. Pentru că așa s-a pomenit. E dramatic deodată, puneți problema, este dramatic deodată să apară într-o bună zi, într-o congregație a normalului, un om, n-am să spun ca mine, da? Imaginează-ți personajul care este the odd one out, cel care iese din normă, cel care iese din turmă, cel care iese din normal, outlier-ul, da? Și care spune deodată, nu, știi, de fapt, trebuie să mănânci sarmalele cu lingura și la o adică, hai să spunem, ciorba cu furculița. Și atunci îți dai seama că mai intervine un filtru al normalității pe care noi îl numim utilitarian. Spre exemplu, în Maramureș se mănâncă sarmalele, care nu se numesc sarmale în Maramureș, se numesc găluște, oricât de ciudat s-ar putea că le pare una. Nu se mănâncă în mod obișnuit cu furculița, se mănâncă în mod clar, franc și definitiv cu lingura. Drept urmare, te vei trezi la masă cu o farfurie lângă care n-ai furculiță și în mod evident s-ar putea că în primele secunde o să fii un pic contrariat, dar ei nu văd nimic aberant în chestiunea asta. Este la fel de util pentru ei să mănânce și cu lingura și cu furculița, care va să zic că nu e o patologie culinară că pe masă ai o sarma, dar n-ai o furculiță. Tu și cu mine am discutat foarte, foarte puțin despre ce o să conversăm astăzi și poate că e mai bine așa, pentru că suntem forțați să avem acel impromptu al gândirii, fără repetiție, fără suflări, fără vreo formă de, ce știu eu, intimare anterioară. Și neavând șansa asta vreo unei repetiții, s-ar putea să dăm niște mari bâlbe, dar să avem în același timp și niște intuiții care să fie bune pentru conversația noastră. Anume, prima intuiție fiind că din start o conversație e periculoasă. O discuție este periculoasă între doi oameni. Deci este o discuție între doi oameni periculoasă, oricare ar fi acei doi oameni, pentru că două minți care se corectează vor face două lucruri simultan și irreversibil. Primul, vor stabili un palier de comunicare în baza anumitor asemănări. Nu doar oamenii fac chestiunea asta, trebuie spusă. În lumea animală, gradele de conversație, de raport, de comunicare între ființe vii, pleacă de la ideea asta de a compara lucrurile încât să găsească asemănări. Și al doilea lucru, și care este un atribut al creierului cu care ne naștem, e funcția discriminativă. Funcția discriminativă înseamnă că de unde se termină asemănările o să începem să măsurăm deosebirile. De ce e riscantă chestiunea asta? Pentru că, în mod evident, aberația sau noutatea sau
funcția discriminativă din realitatea imediată, percepută sau interogată, va obliga la un ceva. Iar când vine vorba de gândire, sunt vari formule prin care putem să articulăm o minimă definiție a gândirii. Suntem probabil, palpabil, aproape de a spune că în cele din urmă gândirea este un mod, un algoritm oarecare, nu contează prin ce mecanism, prin care interpelăm realitatea de la momentul la care începe aberația. Trebuie spus că într-o lume absolut perfectă, în care totul se întâmplă absolut previzibil, în care domină absolut suveran normalul, orice creier va fi absolut leneș, dezinteresat și nu va gândi. De ce nu va gândi? Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că va avea la îndemână alte funcții anterioare în dezvoltare, ontologie și în rafinamentul lui, și care eludează gândirea, le spunem acestor lucruri instincte și respectiv reflexe. Instinctele și reflexele sunt mecanisme adaptative ale naturii vii, prin care natura vie nu are nevoie să gândească. De ce nu are nevoie să gândească? Pentru că se închid foarte rapid niște bucle absolut automate, partea unei matematici, fizici, care ne împrejmuiește și care face ca intelectul să fie absolut nenecesar. De la momentul la care aceste lucruri, ori simultan, ori în serie, dau greș, și acesta, dacă vreți, este un postulat a doi psihologi ruși, îmi pare rău dacă referința culturală inadecvată în aceste vremuri, Alexander Luria și aici lapsus crunt am în momentul de față. Fui, unul era Luria și celălalt era, o să-mi aduc aminte, la începutul anilor 30, postulatul lor fiind că intelectul intervine când instinctele și reflexele dau greș. Și de aici cred că merită început o conversație pe marginea gândirii ca pericol și pericolului ca sursă de gândire. Acum, un al doilea lucru pe care putem să-l introducem în peisajul ăsta de vecinătate este, tu știi, dacă dă câinele din coadă, a doua întrebare e dacă nu cumva dă și coada din câine. Adică în ce măsură natura, realitatea înconjurătoare formulează în cele din urmă procesul de gândire, dar de la momentul la care gândirea are loc și în ce măsură simplu fapt că ai gândit și că ai conversat chestia asta cu cineva, nu cumva creează un spațiu, un acord, o convenție care s-ar putea că, indiferent cât de mare e suma minților care o formulează, să fie totuși fundamental greșită. Hai să zicem acestui lucru paradoxului Galileo Galilei. Galileo Galilei, apocrif, ar fi spus că 1000 de minți în întuneric nu valorează cât una luminată. Care va să zic că pot să fie foarte multe minți care gândesc în același timp și stau și discută și despică și analizează și să fie în mod dureros departe de aflarea unui adevăr. Chestia asta a fost explorată din nou și din nou în filozofia antică, de la Socrate și Platon încoace, trecând prin neoplatonicieni și sfârșind în zilele noastre, dacă vrei, în haosul digital în care trăim. Pentru că uite, spre exemplu, chiar dacă pare că divagăm, în haosul digital, gândirea ca act conversațional s-a transformat într-un proces a cărui heuristică, prin faptul că e interpelată digital, face ca la un moment dat zeci sau sute de mii sau milioane de oameni să fie de acord cu privire la un lucru absolut aberant, dar fără să-și folosească neapărat judecata, dar în același timp fără să-și folosească vreun reflex sau vreun instinct, cât mai degrabă, dacă vrei, o bucățică care e la granița dintre cele trei evenimente, judecată, reflex, respectiv instinct, anume plăcerea, respectiv evitarea durerii. Da? Axa asta, circuitul ăsta al recompensei, apasă pe un buton, se ridică un degețel, sunt de acord, n-au filtrat prin gândire, dar nici din reflex și respectiv din instinct n-au acționat. Care va zic că ne aflăm la un punct de răscruce în evoluția speciei umane cu privire la actul de a gândi, în care prin interfața digitală oamenii au început să judece și respectiv să formuleze gânduri cu o ușurință dramatică, dar care le eludează inclusiv reflexe și instincte și cu care ocazie poți să vezi, așa am observat și așa am putut la anumite momente cu maximă contrarie să vedem și în pandemie, că părea că oamenii nu mai judecă. Părea că oamenii mai mult decât atât acționează în pofida reflexelor și sau instinctelor lor de conservare. Cu alte cuvinte, că în prezența unui habitat digital de genul ăsta, oamenii sunt perfect capabili ca, știi cum e cântărețul din Hamelin,
să se înfășoare în spatele, ca într-un fel de transă, în spatele unui fluieraj de ăsta fermecat și apoi să facă petreceri COVID și apoi să facă party-uri la ore absolut ciudate doar ca să demonstreze că e un fel de frondă sau ce știu eu. Cu alte cuvinte, să îmbrățișeze o formă de anarhie. E o discuție foarte vastă apropo de riscurile gândirii. Și asta pentru că la sfârșitul zilei, uite și ce facem noi, și un lucru constatat și în psihologie, suntem condamnați să nu putem gândi de unii singuri și atunci ar trebui să mai introducem ceva, un ultim element, dacă vrei să construiești așa o schemă cât de cât orientativă într-o conversație despre gândirea riscantă, anume ceea ce lingviștii au numit arta de a demonstra că ești un indian adevărat. Ceva vreme în urmă m-a interesat lingvistica aplicată. Și în lingvistica aplicată este dat acest exemplu, plecând de la studiile etnologice și antropologice făcute pe indienii, pe indigenii, de fapt, nord-americani, care nu au fost niciodată indieni, dar uite că așa le-a rămas numele. Anume că la triburile Sioux și la Apache, limbajul nu este doar verbal, ci conține și metalimbaj non-verbal. Dar o bună parte din interacțiunea dintre doi indieni începe printr-o tatonare rituală care poate să dureze uneori și o zi și o noapte întreagă, în timp ce aparent nu pare că fac mare lucru. Fumează o pipa păcii, se mai strâmbă unul la altul, se mai studiază cu privire la port, cu privire la mărgele pe care le poartă. Dar cu care ocazie? Întrebări țintite, ascunse, magice, unele aparent banale, nu fac decât să valideze că interlocutorul face sau nu parte din același trib. Cu alte cuvinte, la indieni, e fiind supuși vicisitudinilor, invaziilor, trădării și așa mai departe, dar și luptelor intestine cu alte triburi, a fost nevoie să apară acest metalimbaj. Exercițiu, ceea ce înseamnă să fii un indian adevărat, noi poate că ne dăm seama sau nu, dar îl facem și în zilele noastre, prin felul stenografic de a ne adresa unii altora, în actul de a gândi. Într-un fel vorbim, de exemplu, de la doctor la doctor. Într-un fel vorbesc doi avocați între ei. Într-un fel vorbesc doi polițiști, acesta nu este un banc, apropo, doi polițiști între ei. Într-un fel vorbesc doi preoți între ei. Într-un fel vorbesc doi cultivatori de castraveți între ei. Nu contează. Drept urmare, și după ce treci de funcția utilă a gândirii în tandem, reflexive, conversaționale, vei ajunge și într-un spațiu artefactual, înalt încărcat simbolic, prin care gândirea, într-o primă fază, este intens concentrată pe validarea că tu, persoana care aparent gândește, te vei întâlni în actul de a gândi, vorbi, cu o persoană care face cam același lucru. Alan Turing, și vreau să închid micile bulete cu numele lui, a imaginat acest test ca fiind testul suprem pentru o inteligență care nu a evoluat natural, hai să spunem inteligența artificială. Anume, propunerea că într-o bună zi, dacă ar fi să existe un computer care să capete proporțiile unei umanități, sau ceea ce Richard Feynman numește testul golemului, va face asta doar dacă trece acest test, dacă poate să aproximeze și respectiv să înșele o altă ființă umană că este om, care va să zică, și cu asta îmi termin introducerea, în acest proces pe care l-am descris în ultimele 10-15 minute, sfârșim de unde am plecat. Anume, ne evidențiem pe noi, ne reflectăm pe noi și relaționăm între noi ca oameni. Iar această formulă nu este doar declarativă sau nominativă, este extrem de profundă. Face ca o conversație să poată avea loc de-a largul limbilor, evurilor, culturilor, continentelor, controverselor, de la cele mai înalte civilizații până la cele mai joase triburi. De urmare, doi oameni, oricare doi oameni, nu contează de când sau de unde, pot vorbi unul cu celălalt. Și acesta ar trebui să fie ultimul mesaj. Culmea, o declarație de război, de obicei începe cu sistarea unei conversații. No. Acum, mingea e la tine. Era vorba de Vygotsky sau ceva... Vygotsky, așa e. Vygotsky și Luria. Da. Victor Vygotsky. Da. E, de obicei se aude
cel puțin neurocercetătorii vorbesc despre faptul că, în primul rând, creierul are funcția de a ne face să fim vii, să ne conserve energia, să ne înmulțim și în alte roluri este vorba despre gândire. Ești de acord cu această afirmație a lor, faptul că gândirea de fapt e un proces terțiar în dinamica aceasta a speciei umane? Cred că atunci când vine vorba de felul uman de a gândi, păcatul nostru este antropomorfismul. Și de bună seamă are de-a face cu unele produse ale gândirii. Adică judecăm după calitatea produselor că înaintea lor a existat un proces. Numim acest lucru determinism. Gândirea ca un proces determinist, din păcate, e un șarpe care sfârșește prin a-și consuma coada. Pentru că în afara felului umanoid de a gândi și toate emergențele lui, gândirea ca inteligența ca funcția gândirii, creativitatea ca funcția gândirii, adaptabilitatea ca funcția gândirii, axiologia, caracterul ăsta de perspectivă, de transmaterializare, etc., ca funcție ale gândirii, ne ține în interiorul unei bule. Prin comparație, poți să observ că există inteligență în general în materie și există inteligență în particular în natură și care transcende regnurile și speciile. Și în fața obstacolului suprem care este extincția, gândirea devine un proces inevitabil, doar că, așa cum din nou și din nou și din nou au fost studii care au arătat, nu trece obligatoriu prin limbaj, iar dacă ia forma unui limbaj, nu este în mod obligatoriu de tip fonator, ceea ce facem noi. Adică nu este o cheie de încriptare care se produce prin lansarea de sunete într-o anumită toponimie sau cu anumită frecvență și care respectă un anumit algoritm. Spre exemplu, copacii stabilesc rețele de comunicare dramatice între uneori pe distanțe de sute sau mii de kilometri. Există în lumea insectelor semnale de transmitere care sunt extrem de nuanțate. Și aș putea să, dacă ar fi să facem biologie comparativă, aș putea să fac o trecere masivă în revistă pentru care, în comparație cu alte, hai să le spunem, alcătuiri din lumea vie, specia umană, deodată în chiloții ei de împărat, pare extrem de modestă și de puțin sofisticată. Ce avem noi este, în schimb, și după toate aparențele, nu știm să existe în alte specii chestiunea asta, avem un farmec narcisic, o oglindire. Și după toate aspectele, suntem singura specie care și-a inventat Dumnezei, care fac parte din lanțul nostru trofic, care va să zică tot ce am vorbit până acum mai are un mic pas. Anume pasul care deodată explodează din natură într-un univers supranatural, care sfidează legi, timp, ontologie, gnosis, tot ce vrei tu, cu privire la începuturile lumii sau aspecte, hai să le zicem, teleologice ale gândirii. În cele din urmă, magia noastră, așa cum ne manifestăm noi, este că, știi, asta e mitul lui Adam, plecând de la o întrepătrundere dintre divin, altfel spus sacru și profan, adică trup, corp, creier, carne, apare scânteia, care va să zică pentru umanitate încă de la începuturi, abilitatea de a gândi a fost un foc prometeic. Adică a fost o chestiune dăruită de către zei. Și în revanșă, prin felul în care oamenii au gândit și au creat și au făcut, s-au îndreptat înapoi către zei. Dacă stai să te uiți pe tot parcursul istoriei, încă hai să zicem din protoistorie, sau din paleoistorie, sau din anteistorie, nu contează cum vrei să o numești, trecând prin antichitate, prin statul hieratic, și venind către zilele noastre, în permanență om, respectiv zeu, au fost într-o conversație latentă sau într-un război vădit cu privire la stăpânirea gândirii. Dacă stai să te uiți inclusiv în filozofie, mergând către secolul XIX și perioada luminilor și perioada renașterii și venind inclusiv către epoca industrială, marea dilemă, maxima idee periculoasă a umanității a fost despre omulețul divin care zace în tărtăcuța umană și care pentru mulți filozofi era o mare mirare, pentru că își imaginau o cameră obscură, ceea ce s-a numit teatru cartezian, o cameră a umbrelor, în care prim mișcătorul gândirii nu avea cum să fie omul însuși, primul determinant. Trebuia să fie din două una, ori zeul, prin falangele lui necunoscute și căile lui anonime, ori din potrivă,
simetricul zeului, care era antizeul. Antizeul fiind dracul, diavolul, satana, șeitan, Shiva, etc. Bun. Charles Darwin, după toate aparențele și cine este interesat, oricând poate să citească o carte care eu cred că e de căpătăi, se numește Darwin's Dangerous Idea, ideea periculoasă a lui Darwin. E scrisă de Daniel Dennett. E tradus și la noi cartea. Da. Charles Darwin este cel care, pentru prima oară, în secolul XIX, plecând de la observațiile simple ale unui naturalist, a formulat o teză care știm în zilele noastre că este fapt. Că, de fapt, speciile sunt evoluate și nu create. Expresia lui este endless forms most beautiful. Forme nesfârșite dintre cele mai frumoase. Mergând pe lanțul ipotezei lui primară, devenită ulterior teoria evoluției prin selecție naturală, poți să propui că gândirea nu este carteziană, că nu există un determinism al conștiinței. Daniel Dennett, de altfel, este unul și dintre proponenții teoriei conștiinței a copiilor neterminate, spune el. Și că în cele din urmă ceea ce trăim noi este doar o copie subiectivă, o minciună, dacă vrei, pe care ne-o spunem și pe care o navigăm în permanență dintre noi. Și că, de fapt, tot ceea ce noi numim sănătate mentală, normalitate, normă, societate, cultură, tot, absolut tot, este ca o bucățică de praf pe vârful unei păpădii, care este atât de fragilă și care este în permanent pericol de a se frânge. Și dacă stai să te uiți cu atenție la chestia asta, deodată poți să faci pasul în spate și să rămâi mut de admirație, de fapt, cât travaliu este în spatele gândirii, încât să ce? Să rămână coerentă, să aibă o saliență, adică o perspectivă și o persistență în timp și spațiu, să păstreze omul pe o anumită traiectorie a propriei lui umblări prin lume, încât omul, știi cum e, nu numai să se gândească, dar și să aibă grijă când se răzgândește. Și știm că există o patologie a răzgânditului care în anumite momente, chiar astăzi am văzut un caz dramatic, în tulburare obsesiv-compulsivă, și la sfârșitul zilei să transceandă stările prin care trece și să-și construiască, și asta este o chestiune care iarăși ne separă pe lângă povestea cu deitățile, să-și transceandă starea de fapt într-o biografie. Gândirea ca proces biografic este marele mister. Tu ai în spate o suită de cărți. Cărțile astea sunt scrise niște oameni care au investit timp, resursă, uneori dramă, încât, printr-un ecosistem oarecare de încodare, să pună o parte a conștiinței lor, a conștiinței lor vii, trăite, reflectate, într-un mediu atemporal. Și asta face ca anumite lucruri din umanitate, care sunt reflecții ale gândirii, deodată să capete o altă lumină. Pentru că în lumina respectivă, spre exemplu, că spui Torah, că spui Talmud, că spui Coran, că spui Biblie, deodată nu mai vorbești de cărți revelate. Nu contează, de fapt, chestiunea asta. Ci vorbești de cărți care însumează un corp de cunoaștere, de interpretare, de alegorie, de mit, de legendă, nu contează. Dar un corp de lucruri nucleare unei civilizații. Iar în aceste cărți, în toate aceste cărți, există miezul obscur al unui virus. Iar miezul obscur al unui virus a fost dintotdeauna numit erezie. Cine este interesat cât de cât de chestiunile astea, poate oricând să citească autobiografia lui Salman Rushdie, de exemplu, sau să citească versetele satanice, care sunt probabil, care este probabil cartea, una dintre cele mai frumoase cărți scrise vreodată. Ideea periculoasă, apostazia. Da? În orice prestidigitație de asta a umanității, la un moment dat, un gând, o afirmație, a schimbat status quo. Spre exemplu, gândul lui Galilei, plecând de la diverse observații, că Pământul nu este plat și că sistemul nu este terocentric, ci că, de fapt, suntem, vai mama noastră, pe o bulină pătrată sau ce-o fi fost un geoid de rotație albăstrui împrejurul Soarelui. Sau ideea periculoasă pe care a avut-o Niels Bohr imediat după ce a câștigat premiul Nobel pentru modelul lui atomic, cum că este greșit și că nu arată, de fapt,
ca în manualele alea de fizică pe care le avem și noi în zilele noastre, cu un nucleu mare și cu niște electroni care sunt foarte disciplinați, care circulă ordonat la mică distanță de nucleu. Sau ideile periculoase ale lui Albert Einstein, că când de la alte și alte observații trăim în fapt și de drept, fără să ne dăm seama, pentru că suntem orbi și cu ochelari de cal, într-o lume în care abundă ideile periculoase. Și ideile periculoase sunt bune și sunt riscante, dar în măsura în care doi oameni se pun la masă și se identifică indieni unul pe celălalt. Pentru că mai există un fel de idei, care idei sunt periculoase într-o altă perspectivă. Anume, au o capacitate, fără să conțină în ele alt corpus decât, hai să zicem, o formă de virulență, au o capacitate de a infecta foarte rapid foarte multe minți. Și despre știința asta, dacă vrei, a memeticii și a conținutului de mare și rapidă răspândire, încă nu se știe mare lucru. Tu știi? Încă nu se știe mare lucru. Nu se știe, de exemplu, vis-a-vis de comportamentul consumatorului, cum de, dau un exemplu fără să fie un product placement, cum de a avut succes iPod, care de curând a fost trecut la cele veșnice, că nu se va mai fabrica, dar orice alte MP3 nu. Cum de a avut succes Nike Air sau Coca-Cola, dar Pepsi Cola și Reebok mai puțin. Cum de, oricât de mult am vrea noi să ne lăudăm că tenta noastră și morga noastră academică vinde, cum de noi stăm acum și suntem așa într-un grup mic sectarian și poate că o altă persoană care din punctul nostru de vedere, din nou, bănăneie niște lucruri care sunt absolut nonsensice și care sunt absolut flagrant în contradicție cu orice bun simț, adună marmase. Aici suntem într-o zonă, dacă vrei, deodată a gândirii care are foarte puțin de a face cu procese sau cu hai să zicem, structură și dinamică. Și are de a face cu, deodată, psihodinamică sau dinamica psihologică a grupurilor. E o zonă despre care, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, psihanaliștii și-au pus o problemă cam cum ar putea să fie schițată, cam cum ar putea să fie desenată. Jung și arhetipurile lui, Freud și tot ceea ce înseamnă psihoontologia și psihosexoontologia. Și apoi mai târziu în tot ceea ce a însemnat neofreudianismul și teoriile lui Melanie Klein, relația cu obiectul, Donald Winnicott și teoria atașamentului și tot ce a venit după aia până în schemele în zilele noastre. Încercăm modele despre gândirea supranumerară care să explice fenomenele astea. Și încă suntem departe de a le înțelege. De ce suntem departe de a le înțelege? Pentru că rămâne o parte, un mic fragment, foarte greu de despicat din gândire pe care inclusiv eu îl trăiesc ocazional în relația cu pacienții și care, ateu fiind, îmi dă foarte mare curiozitate pentru că nu îl pot plasa nicăieri. Anume, momentul de grație. Momentul de grație care s-a mai numit și care în anumite spețe este luat foarte atent la puricat. Teoria transei sau a flow-ului sau a conștiinței alterate, modificate, augmentate. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă pentru că tu ești la Iași, unul din leagălele isihazmului? Ce se întâmplă cu oameni care ating anumite spețe joase ale conștiinței aparent, dar în care au, să zicem, vise de perspective sau care au alegorii de perspective? Ce putem să spunem pentru viitor despre zonele alea? Cum putem să facem încât, dincolo de individualismul judecății sau, dacă vei, interconexiunea folosind logică sau folosind un alt gen de algoritm, putem îndrăzni și la altceva. Acel altceva rămâne pentru oameni mai deștept decât mine și decât tine la un moment dat să aibă curajul și să-și asume riscul să descrie. Dar tu și cu mine am început toate lucrurile astea și am pus pe masă toate conceptele astea și pentru că trebuie să ajungem și inevitabil că ajunge mai devreme sau mai târziu în orice discuție despre gândire, la civilizație, cultură, valori, permanența acestor valori și momentul la care o idee periculoasă intră în flagrantă coliziune și coluziune cu unele dintre ele. De dimineață am avut un pacient care este de fapt o pacientă. În acte îl cheamă într-un fel feminin pentru că s-a născut femeie. În fapt,
deja de 5 ani de zile și-a asumat și trăiește ca bărbat. Acum, formularea ca bărbat cere anumite descrieri. Și-a asumat un alias, se îmbracă așa, se prezintă așa, anatomic nu este așa, dar are de gând să devină așa. Cât de curând își permite. Și a trebuit, de-a lungul anilor, pentru că familia l-a adus la mine, vezi, Doamne, pentru o corecție, a trebuit să lucrez destul de bine cu ei până în ziua în care au refuzat să mai vină la mine și după aceea să continui să lucrez cu el, încât să înțeleagă mai bine condiția lui existențială, gândurile pe care le are, cum se acomodează acele gânduri cu imaginea pe care o are în oglindă, cum și de ce manieră să procedeze mai departe, încât în luarea deciziilor pe care vrea să le ia, să-și asume ramificațiile lor, unele vizibile de la început, altele poate mai puțin. Primul lucru pe care mi-aduc aminte că l-am zis este că habar n-am și nici nu pot să-mi imaginez cum este să fie. Fiecare dintre noi la un moment dat trece prin criza ale identității. Cine sunt, cum mă cheamă, ce meserie am, dacă ăsta mi-e locul. Crizele existenței au fost desenate cu destul de multă fidelitate de către psihologi. De obicei au de-a face cu conflictul și au de-a face cu anxietatea asta, disoluția ceea ce știi că ești și introducerea unei noi formule cu ce vrei să devii. Doar că pentru omul ăsta din fața mea, născut femeie, să devină bărbat este o chestiune inginerească. El nu-și pune problema că din ceva devine ceva. El își susține adevărul că este ceva într-alt ceva. Și de fiecare dată când discutăm, admite că îl sperie procesul de tranziție fizică, îl sperie efectele secundare ale tratamentului hormonal, nu îl preocupă foarte mult ramificațiile cu privire la funcția lui reproducătoare, am întâlnit astfel de oameni, mi se pare ceva ieșit din comun, și că la sfârșitul zilei are foarte puțin de a face cu sexul și sexualitatea lui și are foarte mult de a face cu dreptul lui fundamental de a se identifica drept om. Că el așa este. Respins, pe de altă parte, de foarte mulți care au aflat, hai să zicem, această particularitate de-a lui și au luat în derâdere. Transgenderismul este o poveste pe care acum 25 de ani, când am intrat la medicină, o studiam așa cu un om, oarecare pled pe cap, pentru că era o chestiune care cultural contravenea multor moravuri. Când am făcut modulul de endocrinologie cu Simona Fica, cred că era plină sala, ea discutând despre himerit genetic și despre hermafroditism și despre intersexualitate. Și de atunci au mai trecut 20 ceva de ani și încă oriunde am merge. Dacă deschizi gura despre transgender, oamenii o să fie condescendenți. Pentru că transgenderismul în sine este o idee periculoasă. Pentru că ieșirea din minoritatea de sex și de gen este o idee periculoasă. Pentru că lumea s-a obișnuit că, știi cum e, ca în statistică, 0 egal femeie, 1 egal bărbat. Și să vii cu orice virgulă în dihotomia asta, creează foarte mare disconfort. Și acest disconfort, această emoție, această tensiune nervoasă, nu prea conduce către nicăieri, decât, așa, printr-o formă de alăturare, către o decizie, dacă e normal sau nu. Și fără doar și poate că nu e normal. Dar nu tot ce e normal pe lumea asta este anormal. Alt gând periculos. Între normal și anormal există un spațiu care uneori este imens, pe care noi îl numim necunoscut. În schimb, abilitatea noastră de a străpunge necunoscutul este, dacă vrei, o funcție de flexibilitate. Cât de curioși suntem noi? Cât de interesați suntem noi de necunoscut? Cât de bun observatori și cât de nepărtinitori suntem noi în fața necunoscutului? S-ar putea să te surprindă? Cu cât este mai coclită o lume de diverse întâmplări, cu atât apetitul pentru necunoscut scade, pentru că necunoscutul devine dintr-o dată ostil și anxiogen.
Adică le dă oamenilor o teroare internă. Pădurea neagră n-are cum să fie bună. Odată cu căderea serii, n-are cum să se petreacă ceva atractiv. Totul se petrece ori la răsărit, ori la apus, iar în noapte oamenii dorm și conștiința lor la fel. În schimb, acești oameni sunt dovadă vie, când zic acești oameni, mă refer la cei altfel decât noi, majoritățile, și refuz să-i numesc minorități. Este un dovadă vie că diversitatea merge dincolo de alb și negru. Și că s-ar putea că ei nu sunt gri, ci dintr-un cu totul alt spectru de culori. Și venind din zona aia, înainte de a îi eticheta noi într-un fel sau altul, înainte de a propune că dacă mere ca rața și dacă măcăne ca rața, pe semne este o rață, poate că ar trebui să inventăm noi cuvinte de vocabular. Care sunt noile cuvinte de vocabular care pe mulți oameni îi sperie și care au început să apară și pe care le văd în noua generație? Fluiditatea de gen. Fluiditatea de gen este un cuvânt care descrie un fenomen care există cu mult timp înainte să fie apărut această expresie. Non-binarismul a existat dintotdeauna. Dacă te uiți atent în cultură și în istorie, dintotdeauna a existat non-binarismul. Ce a existat, în schimb, a fost o atitudine mai mult sau mai puțin hapsână față de non-binarism. Și last but not least, un vocabular, transumanismul. Acum, au ele aceste cuvinte alăturate și o falangă puternic militantistă, progresistă, care are cu totul și totul altă agendă decât ce vorbim noi aici? Da. De ce? Din aceleași motive pentru care orice mulțime oprimată și persecutată se va transforma, se va radicaliza și va dobândi o, hai să-i spunem, dimensiune extremistă. În relația dintre ou și găină, când vine vorba de extremism și radicalism, la început a fost intoleranță. Însă și toleranța este o problemă, pentru că să tolerezi ceva presupune că ești ipocrit și îți dai seama de treaba asta. Dar vis-a-vis de, hai să zicem, ideologia de gen și respectiv războiul vorbelor, când vine vorba de ideologia de gen, ele sunt în bună seamă și de bună seamă articulate cu privire la pericolul ideii. Există o lume deja trasată și care spune despre ea că este perfect funcțională și orice contradicție la lumea aia este amenințat. Așa gândesc conservatorii, așa gândesc părinții de copii homosexuali, transexuali, lesbiene, așa gândesc. Că deodată se află în fața unui non-om care nu gândește la fel ca ei, care nu simte la fel ca ei, care nu are același drepturi ca ei, care nu are sânge și care nu suferă. Lucruri pe care noi de altfel știm că sunt neadevărate. Și am dus în mod voit discuția asta aici. Pentru că, uite, de când a început războiul în Ucraina, probabil cele mai delicate cazuri pe care le-am avut, și e un mind-bending, știi? E o chestie care ține doar pe care le-am avut la începutul lunilor martie și un pic mai târziu spre aprilie, a fost acei oameni din Ucraina, unde s-a instalat legea marțială, și care sunt transgender M2F. Pentru cine este confuz, M2F înseamnă că sunt biologic și genetic bărbați, dar identitatea lor asumată este de femeie. De ce a fost o maximă durere de cap? Pentru că în Ucraina s-a instalat legea marțială, pentru că în legea marțială toți bărbații trebuiau să meargă la încorporare și nu aveau voie să părăsească țara. În continuare funcționează legea marțială în Ucraina. Dar iată că pentru acești oameni cu identitate de femeie a intervenit în modelul lor de judecată socială un glitch, o problemă. E o problemă pe care noi avem și pe teritoriul țării noastre. Într-un mod iarăși simpatic și ironic, am pacienți care sunt transgender M2F și care au venit în perioada asta să mă întrebe, dar în caz de încorporare îmi dați și mie o hârtie? Și le-am spus să nu-și facă probleme. În țara hârtiilor totul se poate rezolva cu o parafă. Bun. Du-mă mai departe de aici, pentru că aș putea să-ți povestesc multe despre treaba asta. Da, Gabriel, ai deschis foarte multe subiecte și chiar primesc mesaje acum. Și dacă e să
amintesc câteva idei. Ce ne facem atunci cu omul care mai e sau nu mai e, dacă e să privim din perspectiva asta creștină, cu una creației în perspectivă, în noi anul acesta de ființe planetare, în fine. Apoi introducem ideea, apropo, normal, ce e cu normal, neurodiversității. Și la un moment dat ai spus de oamenii din zona asta academică și ai vorbit și despre idei. Și mi se pare, într-un fel ciudat, nu numai în universitățile de medicină, ci în general în învățământ, atunci când lumea, profesorii predau o materie care e de fapt sinteza gândirii, sinteza evoluției acelei discipline, și ei totuși sunt scorțoși, sunt, cum îi știm, pe universitari, pe profesori în general, dar nu ți se pare cumva paradoxal faptul că ei, acea sinteză e făcută după, să spun, trierea gândirii și punerea la zi a gândirii acestor excentrici, adică noi ce avem în general în medicină, și dacă o să privim din istoria medicinei, sunt niște minți care au fost excentrice, oameni care au fost aruncați de zona aceasta academică și acum noi ne trezim că îi le predăm învățăturile, evident rafinate conform zilelor în care ne aflăm. Atunci, cum? E o chestie paradoxală. Apoi, chestiunea aceasta, mi-a plăcut chestiunea cu femeia, bărbat și privirea aceasta în oglindă, cum face un om care se crede femeie, dar el își privește corpul și îl vede ca într-un corp de bărbat, și am primit și un mesaj foarte interesant, poate să-l discutăm mai devreme. Și mi-a adus aminte în discuția aceasta că am citit mai de mult un text al tău, sau era un interviu, nu mai știu dacă era un text sau un interviu, legat de faptul că părinții nu trebuie să mai dea peste mână copiilor care își ating organele genitale, și mi-a plăcut ideea aceasta a ta, cum că nu sare în corp la 18 ani fata sau băiatul și dintr-o dată intră într-o viață de adult, într-o viață intimă sexuală, ci există până atunci un parcurs care este întrerupt de părinți dându-i peste mână fetiței sau băiatului, este întreruptă comunicarea aceasta și cumva malformat traseul acesta al formării contactului cu corpul. Adică sunt foarte multe idei care ar fi interesant de amănunțit și de adâncit în ceea ce ai, în ce ai vorbit. Hai să legăm capetele, pentru că eu cred că e un adevăr între cele două observații. În primul rând, materia didactic predată ca o sinteză a tuturor curiozităților anterioare, respectiv mâna castratoare, mâna care cenzurează, mâna care dă peste mână și spune nu pune mâna acolo, acolo este tabu, acolo este interzis, nu te atinge la organul genital. Acum, luând metafora asta pe de-a întregul, există zone gri în orice știință, dar în speță științele umaniste, la un moment dat, suferă toate, dacă vrei, de patina asta a conformismului, ele fiind împletite la orice moment cu viața societății în care se întâmplă și din care fac parte, vor intra sau ieși din grație, nu neapărat în baza unui adevăr. Pentru că lucrăm Și Harari a spus într-o anumită formă și înaintea lui și alți oameni, lucrăm cu obiecte absolut imateriale, când vine vorba de minți, cu artefacte ale minții umane. Medicina, în mare măsură, să știi că este artefactuală. Adică, dincolo de anatomia, fiziologia și imunologia corpului uman, etc., prin tot ce facem noi pe lângă, avem un model al bolii. Avem un model al bolii care este o trambulină către un model al tratamentului. Avem o întreagă arhitectură arhetipală, dar și artefactuală, prin care povestim ceva. Nu contează ce povestim. Dar felul în care povestim ceva, la un moment dat se întretaie cu moravurile, cu regulile și cu momentul respectiv din istorie. Astfel încât în felul în care povestim, și în psihiatrie pot să-ți promit că treaba asta se întâmplă cu predominanță, vom fi victime ale datului peste mână. Pentru că eu cred că doar în mințile noastre medicina încă mai este doar o funcție de empiricism și de experimentalism și de replicare prin știință și prin testarea dovezilor. Bun, astea sunt undeva acolo. Dar a intervenit un alt lucru
care pe mine mă doare, mă apasă și pe care nu cred că îl pot altfel decât ilustra, că de prevenit nu-l pot preveni. Medicina a devenit industrie. În momentul în care medicina a devenit industrie, nu mai este doar diagonala cunoașterii și a explorării și a experimentalismului, cât este și diagonala finanțării și marketingului și tratamentului mai mult sau mai puțin previzibil al anumitor probleme, la volum și mai puțin la calitate. A intervenit, dacă vrei, tirania, cu scuzele de rigoare pentru meseria asta, tirania contabililor și a finanțiștilor și a sistemelor de sănătate. Sistemica sănătății a distrus curiozitatea medicală. Pentru că în momentul în care ai un cost control, nebunia aventurii, care s-ar putea că într-o bună fază înseamnă risipă, înseamnă inclusiv obscenitate, înseamnă, se duce într-un registru cu un decont la sfârșitul lunii. Știi la fel de bine ca și mine în zilele noastre cât de greu este să securizezi fonduri pentru cercetare. Știi cât de mare este presiunea în academia, în mediul universitar, ca oamenii să producă rezultate. Și mai știi un lucru, că mai bine de 90% din cercetare în zilele noastre este replicativă și confirmativă, nu exploratorie. Drept urmare, ne învârtim într-un bazin cu peștișori în care ne furăm căciula și când vine vorba de, hai să le zicem, idei nebunești, idei periculoase, dăm peste mână. Pentru că foarte rar se întâmplă că cineva e un pitcher atât de bun de idei încât să convingă pe cineva să-i dea bani, încât să-și vâneze o erezie. Banii zilele noastre se dau încât să ai o rată de investiție recuperată. Unde este problema pe care o putem vedea în al doilea an și jumătate de la emergența și explozia planetară a COVID? Pe partea bună, încă am putut vedea că dacă deodată se raliază guvernele, țările lumii, continentele, marile alianțe de națiuni, putem să facem într-un an cât în 10. Putem să facem chestiunea asta. Mai mult decât atât, că odată conectate între ele, minți, laboratoare, odată deschis accesul la știință, odată dat drumul la tot ceea ce înseamnă open space al ideilor, produsul, livrabilul, devine mult mai ușor incandescent și transformarea, evoluția devine mult mai la îndemână. Evident că un corolar, și trebuie pus asta cu un asterisc ca notiță de subsol, este că în viteză calitatea scade, fără doar și poate. E bine să faci studii confirmatorii, este bine să faci studii replicative. Nu vreau să fiu înțeles greșit aici. Dar nu discutăm despre asta, gândim despre riscul gândirii și gândirea riscantă și saltul, shift-ul de paradigmă până la urmă. Dar am mai putut observa și un alt lucru. Mă întrebai despre chestiunile astea. Când eram la McGill, la una dintre universitățile unde mergeam pentru formare, era un tip pe care îl chema François Chagnon și care era profesor la o catedră de transfer de cunoaștere, se numea catedra respectivă. Knowledge transfer sau transfer de connaissance. Această catedră se ocupa cu studiul obstacolelor în popularizarea descoperirilor științifice încât să devină practică de zi cu zi. Studiile care fuseseră făcute până la momentul ăla, vorbim de jumătatea anilor 2000, dar sunt 15 ani și mai bine de atunci, arătau că mai bine de două treimi din descoperiri nu vor ajunge niciodată în practica uzuală. Vorbim aici de științe care țin de umbrela sănătății. Tu îți dai seama, 60 și ceva la sută, doar o treime ajungeau la un moment dat să fie implementate în practica uzuală, să fie transpuse în ghiduri, să fie transpuse în protocoale, să devină tratamente mainstream pentru anumite axe de patologie. Și François cu asta se preocupa cum să facă legătura dintre zona de cercetare, laborator, experiment, către zona de cercetare pe cohorte, pe populații și apoi către zona de avizare, de reglementare. Principalul pas pe care îl identificase François și respectiv grupul lui, că avea și un grupuleț de oameni care se poate de chestia asta. Era așa, la jumătatea anilor 2000. 1. Interesul pentru cutting-edge science, pentru știință de asta de graniță, era în scădere, trendul era deja negativ. În epoca digitală cu rețele sociale poți să-ți promit că a scăzut și mai mult. 2. Rata analfabetismului funcțional era în creștere, cu alte cuvinte fiind top science, erau din ce în ce mai puțin oameni echipați, să poată să înțeleagă relevanța unei idei periculoase. Respectiv, 3. Chiar dacă înțelegeau,
chiar dacă înțelegeau, ecosistemul de diseminare, economia ideii era pe cale de dispariție. Pentru că doar în marile conglomerate și marile consorții, François era genul de profesor care spunea că singura noastră speranță ca umanitate să nu dispărăm într-o ciupercă nucleară este formarea de consorții, adică cercetarea transnațională. El spunea, pe bună dreptate, că nu există stat, nici măcar Statele Unite, suficient de puternic încât să susțină cutting-edge science, pentru că a devenit atât de specifică, de fapt hiperspecifică, încât oamenii sunt răsfirați. Din fericire avem tehnologia care se aducă la aceeași masă, cum facem, de exemplu, noi acum, dar nu numai. Dar oamenii sunt atât de răsfirați și interesele sunt atât de diverse, încât doar printr-un mare efort logistic poți să-i pui la aceeași masă. Majoritatea citim în continuare manuale, și asta ar trebui să ne pună pe gânduri, care au fost formulate pe idei de acum aproape un secol. Școala noastră, sistemele noastre educaționale, în bedrock-ul lor, știi, în fundația lor, în bolovanismul lor, în infrastructura lor joasă, pleacă încă la drum din idei formulate la începutul secolului 20. Pedagogia este din generația aia, psihologia este din generația aia, curba învățării este din generația aia, este analogică. Integrarea tehnologică digitală este în continuare minimă la nivelul competențelor. Este înșelătoare pentru că de multe ori ajunge să substituie funcții cognitive superioare care sunt obligatorii și prin asta de fapt creează handicap și nu adaugă resurse. Și dacă stai să te uiți la toată povestea asta, dai deja credit ideii, speculației, că trăim o epocă idiocrată. O epocă idiocrată este una în care paradoxul civilizației este că este mult mai abundentă în idioți decât, să spunem, un trip primitiv care este obligat să-și folosească mintea, care va să zică, deși ne bucurăm aparent de huzurul ăsta, uite cum e al climatizării mele, respectiv al mașinii mele din parcare sau a internetului pe care îl folosim tu și eu, neînțelegându-le, e doar o chestiune de timp până când o să ne prăbușim, în timp ce băiatul ăla din savană care trage cu sulița într-un mistreț are șanse sensibil mai bune decât noi. De ce? Pentru că e obligat să-și folosească mintea. Și care va să zică, la sfârșitul zilei, dacă nu vom crește acest transfer dinspre cutting edge science, dinspre ideile cu adevărat inovative, către mainstream science, către tot ceea ce înseamnă day-to-day thinking, gândirea de zi cu zi, pur și simplu ecartul ăsta, spațiul ăsta, hăul ăsta care se cască între viteze, va face să picăm sub tank. Și s-ar putea că inclusiv în zilele noastre, când ne uităm la ce se întâmplă între Rusia și Ucraina, să asistăm de fapt la un război al lumilor, nu doar al doctrinelor și al ideologiei. Un război al lumilor vis-a-vis de ce se întâmplă, spre exemplu, într-un stat care la un moment dat are un sal digital, ce s-a întâmplat în Ucraina, versus un stat care are un regres digital, ce se întâmplă în Rusia. Și atunci, cine se va salva, apropo de gândire, apropo de chestiunea aceasta, ce spuneai de regresia aceasta oamenilor și de faptul că e mai avantajat cel din savană. Cum vezi salvarea? E o salvare personală? E o salvare a microgrupurilor? Cum vom putea fi trece din gândirea aceasta socială de masă într-o să devenim și noi excentrici care realizează faptul că sunt într-o băltoacă? Una dintre cele mai drăguțe idei false, că vorbeam de idei false, larg îmbrățișate de corpul medical și pe care trebuie să recunosc cu rușine că am repetat-o și eu până în ziua în care mi-am dat seama că este falsă citind, nu, Doamne ferește, prin propria inteligență, este că ontogenia repetă filogenia. Ai auzit expresia asta, da, sunt sigur. Da. Vorbesc în continuu de ea. Din păcate, pentru umanitate este o falsă idee. În dezvoltarea embrionară nu repetăm întregul dans al filiației noastre pe arborele evoluționar. Bun. De ce spun chestiunea asta? Pentru că ar fi seducător, dar eminamente fals să credem că avansul în civilizație prioritizează cumva sau avantajează pe undeva pe cel mai înapoiat, care, vezi, Doamne, o să mai aibă un pic de răgaz.
Știi, cam cum își imaginează oamenii că dacă ei stau la munte și au aer curat, pe ei nu trebuie să intereseze încălzirea globală, știi, că la ei încă n-a venit canicula. Da. Sau cum trăim noi aici în România, când știm o știre că în Pakistan sunt 50 de grade și li se prăjesc recoltele, noi zicem, dar la noi e fain și apa e încă rece la mare. Bun. Am ajuns la punctul în istoria umanității în care suntem cu adevărat interconectați. Și asta înseamnă că alte teorii trebuie aplicate și alte forme, dacă vrei, de guvernare și metaguvernare și inclusiv de cunoaștere și educație trebuie să intre în uzul oamenilor. Știu că se pare că sunt vorbe mari, dar eu deja stau și mă uit la copiii mei și mă uit de ceva ani și la copiii altora care între timp au devenit majori, știi? Adică eu când am intrat în rezidențiat la jumătatea anilor 2000, am văzut copii care astăzi sunt adulți. Și am deja, să zicem, o voltă prin creșterea, dezvoltarea lor și fiziologică și poate că patologică și în interacțiunea cu diverse ecosisteme reale, societale, virtuale și așa mai departe. În primul și în primul rând, mobilitatea a devenit regula. Nu-ți mai poți imagina arealul geografic ca fiind un parametru prin care să poți să judeci inclusiv o intervenție pe sănătate. Pentru că oamenii, la nivelul comunităților, nu mai formează macroorganisme. Știi cum ne învăța pe noi la școală? Neamul, poporul, societatea, obârșia. În zilele noastre și generațiile care vin după o să fie transnaționale cu siguranță și vor coagula mai degrabă împrejurul unor hub-uri sau unor nucleozomi de ăștia digitali decât împrejurul unor steaguri sau valori sau repere analogice, așa cum le-am trăit noi. Și, de urmare, sănătatea lor, din toate punctele de vedere și toate acele lucruri, inclusiv, dacă vrei, tentația revoltei sau tentația răzmeriței, vor fi împrejurul acelor axe și nici de cum cu privire la ideile pe care noi le prioritizăm. Îți dau un exemplu, ca să vezi cum funcționează. Hashtag MeToo. Da? Mișcarea și eu. Sau cum ar spune Ștefan Mandachi de la Suceava, și eu. Exact. Hashtag MeToo a plecat din mediul digital după ce niște mici semințe au fost inoculate în online vis-a-vis de altfel fapte reprobabile care se întâmplă de la începutul lumii în care niște vedete, actrițe, nu contează, gimnaste, au fost și au ieșit public să declare că au fost abuzate sexual și de aici cumva a început un întreg demers prin care reieșea că fenomenul este mult mai vast decât anterior cartat și după aia dintr-o dată s-a inflamat toată planeta digitală și am avut de la Vaslui până la Sydney, Australia, hashtag MeToo cu privire la ce pățeau femeile în compania bărbaților. Dar nu vreau să parodiez sau să persiflez sau să bagatelizez fenomenul. Vreau să mă uit la el cu anumite distanțe și ca să make a point, ca să propun argumentul ăla. Pentru că este, dacă vrei, sugestiv pentru genul ăsta de gândire de acum înainte. Pe mine m-a interesat problema asta din perspectiva unuia care tratează victime de viol. Și aceleași persoane care s-au raliat efortului hashtag MeToo nu s-ar fi dus să facă un flash mob în fața primăriei sau să se ducă folosind fix aceeași rețelistică și să ceară o schimbare a codului de procedură penală vis-a-vis de valoarea victimelor de viol sau introducerea de rape kits în România și mai departe. Și atunci întrebarea este, bă, dar de ce n-a mers cum era înainte și ce face să meargă acum? Și n-am un răspuns definitiv la întrebarea asta, dar încă mă uit. Mă uit ușurința cu care, spre exemplu, pot să diseminez sau să absorb mesaj folosind alte platforme decât cele deja, între ghilimele, tradiționale, că le avem de 10-15 ani. Spre exemplu, am descoperit de curând Twitter. Mea culpa. Sunt oameni care sunt foarte versați în chestiunea asta. Și am avut ceea ce se cheamă Twitter Fever. Am avut chestia asta, Twitter Fever. Asta însemnând că mi-am revenit în convalescent, cred că o să dezvolt și o imunitate durabilă, de asta și celulară și umorală la Twitter. Dar inițial am avut Twitter Fever însemnând că habar n-aveam pe cine să urmăresc și habar n-aveam care sunt mesajele, dar viteza cu care veneau noutăți pe pipeline, pe subiecte respective, era absolut amețitoare. Era ca și cum aveam o perfuzie, bolus de informații. Eu totuși fiind copil plecat de jos și care când era tânăr citea ziarul. Tu dai seama să citești headlines după headlines după headlines odată la două secunde, era ceva absolut amețitor. Asta este Twitter Fever. Însă noțiunea de tweet, că vorbim de gând,
este fantastică pentru că e un cocaine shot, știi? Adică e un shot de cocaina unui gând. Nici n-a pus să gândești bine și a zburat. Știi că de fapt de aici a plecat toată șmecheria asta. E bine, odată ieșit eu din fervoarea asta, mi-am pus problema, ca orice om care a așteptat mult, de ce n-a prins, spre exemplu, pentru că în Moldova a prins Twitter foarte mult. Eu a avut o revoluție Twitter acolo, dacă îți aduce aminte. Euromaidan a însemnat Twitter big time. De ce n-a prins Twitter în România? Tu știi că niciodată n-a prins Twitter în România. Da, foarte puțin, foarte puțin. Și în continuare mă feroare care mirare și îmi pun problema din perspectiva asta. Și apropo de chestiunea asta, ca să rămânem în spațiul ăsta contemplativ, de bună seamă, gândirea riscantă este mai degrabă despre întrebări decât despre răspunsuri. În mintea mea, universul cuprinde absolut toate, știi că îl parafrazez aici pe Douglas Adams, cuprinde absolut toate răspunsurile la absolut toate întrebările. Asta este definiția unui univers pentru mine. Problema care v-a să zică nu este să găsim răspunsul, ci să petrecem o vreme consistentă în a formula întrebarea. Pentru că dacă nu ne iese ceva, nu e pentru că nu avem un răspuns la chestia aia, ci pentru că n-am întrebat corect. Și acum, revin la toată povestea asta cu ce se întâmplă în generația noastră și nucleozomii ăștia, știi, pe viitor de dezvoltare. Noi încă suntem, deși avem o pătură generațională consistentă de millennial și de deltas și de copii digital care nu știu să scrie, să citească, dar știu să stea pe telefon și pe internet. Problema cu ei știi care e? Problema cu ei este că nu poți să ai alfabetizare fără literație. Pentru cine le crede că sunt sinonime, ele sunt într-o oarecare măsură sinonime, dar sunt profund imperfect sinonime. Anume, literația are de a face strict cu înțelegerea literelor și succesiunea lor, pe câtă vreme alfabetizarea merge dincolo de cuvinte către gramatică și tot ce înseamnă sintaxă, morfologie și semantică. Deci, literația este basic, da? Este mortarul, cărămizile sunt alfabetul și ce urmează după aia. E bine, la noi, și am trăit asta nu o singură dată, am pacienți din zone mai mult sau mai puțin marginase și mărginite, care nu știu scrie, citi, dar care au telefoane mobile și care au acces la content și care au acces la idei și pe care idei, într-un fel sau altul, trebuie să și le descarce în mințișoara lor, care nu conțin aceste building blocks. Și întrebarea e pe ce se așează acele building blocks. Adică sunt oameni care nu știu să formuleze o idee și să pună o întrebare, dar care abundă în răspunsuri. Și dezechilibrul ăsta face, din punctul meu de vedere, și este o speculație educată, ca Twitter să nu fi zburat în România. Pentru că, din păcate, pentru toată lumea, Twitter își cere o minimă literație și un minim alfabetism. Adică tu ai nevoie, după ce ai primit în frunte cocaina headline-ului, să știi la ce se referă. Și este un test de turnesol. Pentru că dacă stai să te uiți ce s-a întâmplat în Moldova, a fost o revoluție a tinerilor educați. Revoluția lor orange, portocalie, Twitter. Ce s-a întâmplat la Maidan, la fel. Ce se întâmplă acum între Rusia și Ucraina, până la urmă, indiferent cum ai da subiectul pe după piersic despre propagandă și antipropagandă, ucranienii îl joacă într-un mod inteligent digital. Rușii au rămas la fermele de troli, care sunt deja ziua de ieri. Și noi, eu trăind în ochiul ăsta public și în placa asta Petri pe care cresc toate jegurile, am trecut de-a lungul anilor prin toate fazele astea. Spre exemplu, faza postacilor. Viața medicală n-a avut niciodată postaci. Nu că ar fi timpul pierdut, dar existența postacilor era cumva un concubinaj de ăsta între relevanța unui articol, notorietatea lui, paripasul și respectiv popularitatea lui. Ziarele aveau postaci, postacii postau comentarii și inițiau tot felul de războaie de astea subterane, intestine, provocatoare, erau lansate idei periculoase, atacuri la persoană. Ce era acolo? Îți jur că era o ciorbă clocotindă, amorfă, dar pe undeva aroma în sine îți dădea o intuiție încotro o duci cu articolul. Nu mai sunt în zilele noastre postaci. Nu prea au fost înlocuiți de altcineva. Dar în schimb, migrația asta dinspre pagina web, știi că a fost tranziția de la presă scrisă la presă digitală și pe de la presă digitală la contentul care este viralizabil în rețeaua socială, că este Facebook sau că este YouTube sau că este altă metodă de viralizare. Presa a trecut prin transformarea asta. Dispariția postacului egal apariția influencerului.
Și asta e un salt evoluțional care merită privit cu atenție. Pentru că în zilele noastre un influencer poate să dea damage, cum zice generația lui Fimiu, cum nu puteau să dea înainte 100 de postaci. Și uite dacă te uiți în evoluție, apropo de pericolul gândirii, de ce? Pentru că gândirea nu e tot una cu inteligență. Există o manieră adaptativă a gândirii care unor poate să fie profund regresată și, din punctul nostru de vedere, dezadaptată, dar câtuși de puțin. Îți violează toate regulile gramatice, îți anihilează absolut toată înțelegerea despre prozodie și sintaxă și, într-o formă sau alta, îți sluțește limba ta așa cum tu o vorbeai, dar dacă face ceva este că ia un mesaj și pe care îl duce mult mai eficient de la emițător, de la expeditor, la destinatar, de o manieră care te lasă în mască. Și ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru că suntem deja în lumea aia în care nu prea mai merge poezia, nu prea mai vrăjești fata cu Eminescu sau, ce știu eu, cu sonete din Shakespeare, dar trei emoji și niște fraze de nu știu ce manelist care se juca zilele trecute cu o lama prin curte. Ok, asta poate că duce mesajul și întrebarea este de ce. Vezi tu? Toate lucrurile astea, într-o zi obișnuită, posibil și pentru că n-am alte hobby-uri mai competitive, mie îmi dau de gândit. Și mă pun pe gânduri. Și pacienții mă obligă într-un fel sau altul, pentru că în cabinet, nu știu alții cum sunt, ca psihiatri, dar eu nu cred că am zis să nu mă minunez de o întâmplare sau de o parascovenie sau de o chestie care pur și simplu îmi zguduie un pic din prejudecățile zilei dinainte. Mă las așa, știi, un pic cu gura căscată ca pe moromete, dar îmi și ridică la fileu posibilitatea că tot ce știam eu despre lume nu e chiar așa cum credeam. Și pe semne că ăsta e un mesaj de luat acasă, știi? Chiar și când ni se pare că știm, chiar și când ni se pare că am înțeles cartea, chiar și când ni se pare că am înțeles mecanismul, există o posibilitate că ne înșelăm amarnic. Eu cred că este cel amișcat în luptă pe Karl Popper, știi? Pe filozof și matematician. Posibilitatea că o cale de a ajunge la adevăr este felul de a-l falsifica sau de a-ți confrunta la oglindă propriile tale credințe sau propriile tale afirmații cu realitatea că ești complet pe lângă drum și habar n-ai despre ce vorbeai. Nu, de asta e bine, bine, Grigore Tepopa, permanent și am caietele lui din 1920, de când era, își ținea primele cursuri la București. Întâi a fost profesor de anatomie la București. Primul curs era despre îndoială pironiană, despre îndoială, și îi îndemna pe studenți să se îndoiască de ce află de la profesor și să gândească, să regândească, să se răzgândească, să pună în alt context tot ce află. Și e interesant discuția aceasta provocatoare și te-aș întreba ce te-a făcut să fii altfel decât lumea medicală, să ai un discurs cumva diferit, riscant și periculos de obicei. Acum îmi cer un lucru pe care alteori când l-am explicat a trebuit să fac publică propria psihopatologie, știi? Fără doar și poate că primele diagnostice mi-aparțin, sunt ale mele. Și nu o singură dată am vorbit de personalitatea mea narcisică, am vorbit de tracul meu, de anxietatea mea socială și am vorbit de tulburarea mea obsesiv-compulsivă. Astea fiind lucruri care au făcut că în anumite momente am fost atât de perfecționist încât mă bâlbăiam și în alte momente am avut atâta trac încât părea că e un obstacol de netrecut să deschid gura. Și nu în ultimul rând, deși despre narcisiști se spun foarte multe lucruri dezagreabile, suntem oameni realmente ca oricare alții, doar sensibil mai bun decât majoritatea, da? Și dacă n-ai surprins sarcasmul, o să ți-o spun și într-o altă formulă. Asta face că deposedați de justa noastră valoare să ne doară, să ne usture și să o resimțim ca pe formă de prejudiciu. Și de aici se despart două drumuri. Într-unul dintre ele te duci spre mania de persecuție și în celălalt îți asumi un discurs riscant. Și în cazul meu a fost un hibrid, aș spune, destul de prielnic, intersectarea asta tipică între anxietate și narcisism, pentru că teama de ridicol a făcut că în anumite momente să mă întorc din nou și din nou și din nou la lecții pe care le citeam, la lucruri pe care le citeam. N-am o memorie prodigioasă, uit, am uitat și de Vygotsky, de exemplu. Dar în tot ce a însemnat
viața mea publică de până acum, mi-am spus că există o singură șansă pe care o am. Și adevărul este că când am venit în România în 2008 și când mi-am început viața publică un an și jumătate mai târziu, vremurile erau intens descurajatoare pentru medicii tineri. Eu am venit în România în prim val de migrație. Când, după, aduți aminte, după aderarea la Uniunea Europeană, a urmat un veritabil exod. Plecau cu miile, cu zecile de mii de doctori pe an, în anul în care eu am venit și mi-am terminat specialitatea aici. Și cu toate astea, lumea medicală, societatea medicală era înmărmurită într-un savoir-être de asta, într-un fel de a fi, care cu atât mai mult o punea într-o formă de precaritate. Ne mai vorbim de faptul că obișnuința doctorilor de a vorbi cu oamenii de rând, nu numai că nu exista și că lipsea cu desăvârșire, dar era și rezumată, dacă vrei, la o sumă modică de figuri, mai mult sau mai puțin calcifiate, pe care nu le poți judeca nici măcar că erau așa. Erau relicve. Știi cum e? Înainte de ecumenismul ăsta de tip Sfânta Paraschiva cu popatul moaștelor, noi în medicină trăiam spiritul ăsta faraonic. Adică trăiam în supunerea asta oarbă vis-a-vis de profesor, vis-a-vis de șef, vis-a-vis de omul cu bonețică, șeful de la raport. Era o, cu totul și totul altă ierarhie. Asta se întâmpla acum de curând. Cine e tânăr la medicină sau se întâmplă că o să vadă interviul dintre noi, n-are cum să-și mai aducă aminte facultatea pe care eu am cunoscut-o și tu ai cunoscut-o. Eu am intrat acum 25 de ani să fac în educație medicală. N-am niciun reproș față de oamenii ăștia. Am petrecut și niște momente faine alături față de unii dintre profesorii mei. Unii dintre ei oameni absolut mirabili și cu o curiozitate de a ieși de sub jugul ăsta în care trăiseră în comunism, fantastică și cu o reziliență incredibilă. Păi da, dacă îi puneai, știi cum e, erau broaște pe uscat. Dacă îi puneai să vorbească simplu oamenilor, nu-și găseau cuvintele, nu aveau retorică. Probabil că asta a fost o nișă de oportunitate pentru mine. Asta și irreverența. Irreverența nu e dobândită într-un fel sau altul, e cumva moștenită de la bunica mea. Bunica mea, spre exemplu, am crescut într-un mediu în Ardeal foarte religios, foarte strict, arid, fără să fie un loc de ăla. Dar așa statele în Ardeal, știi, sunt închise, sunt cu teamă de străini, sunt xenofobe. Ca să înțelegi, la noi în sat exista un țigan care era cu ciurda și era un maghiar care avea telefon și cam asta era raportul minoritar. Dar dincolo de asta, oamenii mergeau la biserică și respectau pravila și făceau totul după rânduială și nu exista vreo idee periculoasă, hai să o spunem pe-a dreapta. Bun. Dar bunica mi-a avut o felul de idei periculoase și cea mai periculoasă idee de ei nici măcar nu era o idee, cât era o senzație de asta irezistibilă de a imita oamenii. Bunica avea un simț al umorului și al caricaturii care făcea să irumpă în veritabile scenete prin care lua forma preotului sau a cantorului sau a vecinei care avea un timbru sau un fel de a emite sunete mai particulari și noi ne tăvăleam de râs. Și observând treaba asta la ea, se întâmplă că după ce veneam duminica de la biserică, luam două bețe și după aia aveam niște oale în curte sparte și noi cântam slujba de la biserică. Și din deal din noi aveam un vecin pocăit care se supăra foarte tare pentru că pentru el era blasfemie ca, nu eram, eram cu verii mei, ca niște copii să cântece bisericești și să bată cu bețele întingeri în același timp. Și era atât de furios că unor venea la portiță să o certe pe mama, pe bunica mea. Și bunica mea tot timpul ne lua apărarea, ba odată dacă nu mai și-a luat apărarea și i-a dat și o mătură vecinului care era un pic dezlănțuit, sub titlu că dacă este există Dumnezeu, probabil că pentru el ăsta e cântecul cel mai frumos. Asta era ideea bunică-mii. În schimb, periodic, bunică-mea se ducea la spovedit pentru că pentru ea faptul că imita oameni era un păcat. Era acea idee periculoasă, persiflarea lor sau confruntarea defectelor lor sau, dacă vrei, tușa pusă pe anumite stridențe ale lor, pentru ea era un păcat. Era un om foarte smerit, bunica mea. Și am ținut minte treaba asta. Și în zilele noastre,
nu-ți ascund, probabil felul meu de a-mi face meseria și de a vorbi este sarcastic, arogant și pe alocuri caricatural despre felul în care văd lumea. Diferența între mine și bunica mea fiind că eu nu simt nevoia să mă duc să mă spovedesc sau dacă o fac, o fac public. Dar am totuși, în pofida aparenței de superioritate și aroganță, am smerenia asta. Tu să știi că mă uit la oameni și nu încetez să mă minunez. Nu mă satur niciodată de oameni. Ocazional mă scârbesc, dar nu mă satur de ei. Pentru că mi se pare că e un mare privilegiu să fii viu și să te poți uita la alți oameni și să-i judeci fără patimă sau chiar dacă vei pune pasiune în ceea ce spui despre anumiți oameni, despre ce fac ei și chiar dacă vei greși despre lucrurile alea, măcar va fi fost în deplină onestitate cu sine însuți. Știi, și eu am căutat să fac chestia asta, pe cât posibil, să nu mă mint pe mine însumi de față cu lumea, știi? Să nu mă fac pe mine de râs în fața mea. Lasă ceilalți, apropo de narcisism. Eu cu mine am o problemă. Și asta a făcut ca discursul și textele mele să aibă în continuare o anumită formă. Și probabil că o să continuă să fie așa. Apetitul pentru onestitate, să știi că nu seacă niciodată. Oamenii caută treaba asta. Nu pericolul unei idei și nu radicalismul anumitor cuvinte, cât gustul ăsta de autenticitate. Tot timpul oamenii vor sta un pic lângă ideile astea. Chiar dacă omul întâmplător se va fi înșelat, intenția autenticității, aia rezolută, știi? O să-i facă pe oameni să stea acolo și chiar să-l ierte pe om când se înșală. În schimb, dacă oamenii miros ipocrizie, fariseism sau escrocherie sentimentală, mai devreme sau mai târziu se termină rău pentru escroc. Și poți să iei din chestia asta orice se întâmplă și la est de noi, tot ce s-a întâmplat în pandemie cu diversi apostoli de ăștia călare pe calb care anunțau într-un fel sau altul conspirații mondiale. E o vreme, oamenii pică sub anumite vrăji. Adică pentru o perioadă pică, dacă vrei, în siajul unor astfel de guru sau unor astfel de predicator sau unor astfel de figuri șarmante. Dar pentru o vreme, mai devreme sau mai târziu, lumina aia scânteietoare pălește și atunci văd. Gabriel, mulțumesc mult. Mulțumesc mult și rămânem cu ideea aceasta firescului, a viului, a autenticității, care totuși sunt riscante, pentru că, așa cum ai spus, ți-ai asumat și ai vorbit și public despre, și astăzi, despre tine ca om, ca medic, ca nepot al bunicii acestea foarte haioase și mă bucur că am avut acest dialog în debutul Săptămânii Diversității și nu neapărat în debutul Săptămânii Diversității, ci în contextul acesta universitar, academic, cu studenți, cu universitari de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași sau cei care ne privesc din alte spații universitare sau din alte zone ale țării. Îți mulțumesc că ai acceptat să purtăm acest dialog. Îi îndemn încă o dată pe cei care ne privesc sau ne vor privi pe înregistrare să te urmărească pe pagina de Facebook, că zilnic postezi lucruri foarte interesante și pentru faptul că, așa cum am spus, această serie de evenimente are parteneriat cu Viața Medicală, să te citească colegii care pot achiziționa Viața Medicală de la chioșcuri sau au abonament online sau pe site-ul Vieții Medicale, ai sute de articole, așa cum am menționat. Îți mulțumesc încă o dată, mulțumesc și doamnei profesor Manuela Ciocuiu, care a introdus acest dialog și tuturor celor care ne-au ajutat în partea aceasta tehnică, lui Tudor și Ivonei și Oanei, cele care au scris și au promovat acest eveniment. Mulțumim încă o dată, Gabriel, și sănătate și, eu știu, să rămâi autentic așa cum te știm. Mulțumesc încă o dată de invitație și să ne auzim. Să ne...